Camerele sunt conectate? Gata? Începem? Putem începe? Mulțumim și o zi bună tuturor! În anul 2005, Partidul Reformei își schimbă denumirea în Partidul Liberal. Motivul că toți vrem libertate, dar nu există niciun partid liberal. Fiindcă în alegeri din 2005 au dispărut partidele PL și PNL. Exista doar la moment când am schimbat denumirea PSL-ul, care era un partid de centru-stânga condus de domnul Serebrean. După ce am schimbat noi denumirea, mai ales după ce am câștigat funcția de primar general prin Dorin Chirtoacă, la municipiul Chișinău, reapare PNL-ul, condus de doamna Pavlicencu, care, până la fuzionare, era condus de Iuri Apostol. E, m-am gândit și eu, mă rog, PNL nu-i de ajuns pe PL, fiindcă PNL este la București, ei zic, mă rog, democrație, liberalism. Nu trece mult timp și apare PLD, Partidul Liberal Democrat. Mai mult ca atât, cu un an jumate înainte, în Consiliul Municipal apare fracțiunea PLD, fără ca să existe partid politic. Abia în 2008, în decembrie, apare Partidul Liberal Democrat. E clar că eu am înțeles că aici e vorba de nu luptă pentru cauză, pentru oameni, ci luptă împotriva Partidului Liberal. Dar am tăcut și chiar am acceptat atunci fracțiunea în Consiliul Municipal. Eram împreună, lupta între noi și fracțiunea Partidului Comuniștilor. Aceste două partide și politica impusă nu le-a dat rezultat. Chiar și datorită faptului că a făcut tot posibilul ca Partidul Liberal, care a obținut votul cetățenilor, în urma acordului AE1 și AE2, mai bine sunt cazul dat acordul AE2, să nu revină nicio funcție supremă. Este vorba de funcție președinte a Parlamentului, cum era conform acordului. Vă amintiți că am avut înțelegere, anunțat public, că vom organiza un referendum pentru modificarea articolului 78 a Constituției. Și peste 10 zile, plus minus o țin minte, colegii mei, domnul Lupu de atunci și domnul Filat, spun că nu. Nu trebuie referendum. Trebuie. Da, acolo au fost. Era vorba de referendum în adoptarea noi Constituții. Noi și acum venim în alegeri cu mecanismul vechi, prin care iarăși după alegeri să avem problema alegerii președintelui. Nici unii, nici alții, nici comuniști și nici anticomuniști, dacă să-i numim pe ceilalți anticomuniști, nu vor avea 61 de voturi mandate în Parlament. De ce? Iarăși împotriva Partidului Liberal. Și să renunță, mă amintiți cât eram eu la toate emisiunile, că Ghimpu vrea funcții și pentru asta, dacă nu se accepte, o să aducăm niște laptele. Dar clar că la spatele nostru și al meu au fost cu o doamnă greceană pe la Mosul și la Bruxelles și au găsit candidat și l-au rupt pe Dodon la Comuniști și spun noi avem 61 de voturi. Că noi în coaliții, noi votăm pentru și punem pe ei în funcții, dacă e vorba de Partid Liberal, ei găsesc Dodon, Greceană și alții. Aici le-a reușit. Noi am cedat pentru cursul european, pentru guvernare democratică. Dar Partidul Liberal rămâne la guvernare. Un partid care promovează adevărul istoric. Aici nimeni nu poate pune la îndoială acest. Care a scos. Nu din, numai din Parlament, dar și pe arena politică. Și Filat denunță acordul AE2 la 13 februarie 2014. Vă amintiți? 13. Și iată, astăzi, Partidul Liberal nu mai este la guvernare. Având deja înțelegerea cu acești 7 trădători,
care au pus la cale deja preluarea partidului. Vă amintiți? Conferință pompoasă, toți acolo. Ghimpu, dictator. Dar scopul era Partid Liberal. Știind foarte bine că scenariul lor, că Dorin Chirtoacă președinte, nu va merge, fiindcă Dorin nu-i cu ei. Cu adunat Dorin habar n-avea, era la Bruxelles, dar eu trebuia să merg în Egipt. Nu le-a reușit să distrugă spre ea partidul. Dar lupta continuă, partidul trebuie scos. Nu numai din Parlament, în genul pe arena politică. Pentru asta și s-a format aceste două partide. Și iată că când a văzut că nu pot prelua partidul, să-l conducă, subordoneze Moscoviș, altor care au interesul lor geopolitic, formează Partidul Liberal Reformator. Și fracțiunea Partidului Liberal devine fracțiunea Partidului Reformator. Partid care n-a existat, n-a participat la lege. De ce? Același răspuns. Pentru a lichida Partidul Liberal care promovează adevărul istoric. Demonstrat prin decretele mele, prin hotărârii curții cu limba română, apărarea istoriei românilor și tot absolut. Arhivele de secretizare, condamnarea comunismului. Parcă ai zice că, rog, lupta politică, dar aici nu e lupta de idei. Dar e lupta împotriva unui partid. Partid care reprezintă voința cetățenilor. Și asta clar toată lumea știe. Urma alegerilor din 2010, din noiembrie, partidul a obținut 200.000 de voturi. Mă vă rog să-mi spuneți, cum poate vorbi un partid care n-a existat la ziua alegerilor din 2010, voința cetățenilor? Cum poate vorbi sau cine poate vorbi decât Partidul Liberal în numele celor care vota pentru noi 200.000? Articolul 41 al Constituției stipulează următoarele. Alineatul 1. Cetățenii se pot asocia liber în partide și în alte organizații social-politice. Ele contribuie la definirea și la exprimarea voinței politice cetățenilor și în condiții legii participă la alegeri. E clar? Partidele politice se constituie prin organizarea de asociere a cetățenilor, ele sunt extraparlamentare și promovează programul, valorile, oamenii care s-au unit în acest partid, dar voința politică a cetățenilor o poate exprima doar partidul care a obținut votul cetățenilor. Și în cazul dat este vorba de Partidul Liberal. Noi nu suntem împotriva unii lupte de idei. Pentru asta și înseamnă pluripartism, înseamnă democrație. Dar să ridici toporul barda împotriva Partidului Liberal doar pentru faptul că ești președintea Parlamentului sau ești la guvernare ca coaliție pro-europeană, adică folosind pârghii administrative, asta înseamnă ce? Ce spune la noi teoria în această literatură? Asta înseamnă regim. Regimul coaliției. Problema nu e că ei neglijează Partidul Liberal ca partid parlamentar, pentru că conform rezultatul alegerilor și decizii curții constituționale, noi avem astăzi 4 partide parlamentare. PCRM, PLDM, PD și PL. Și atât. Și punctul. Deci ridicând barda sau împușcând cu tunul un Partid Liberal, înseamnă că ei împușcă în cei 200.000 de alegători. Ceea ce înseamnă o încălcare gravă a cetățenilor. Noi astăzi, datorită lui Corman, care i-a oferit cuvântul lui Ion Gadel, să reprezinte al opțiunea în Parlament, în calitate de președinte a fracțiunii PLR. Spuneți-mi, vă rog,
Chiar credeți că domnul Corman nu știe ce aici vă spun eu? Articolul 4 al regulamentului și articolul pașul 1 al Constituției, în articolul 4 al regulamentului scrie că fracțiunile se formează doar de partidele parlamentare care au fost concurențe electorale. A fost concurență electorală PLR? N-a fost. De ce? Încă o dovadă că este o luptă nu împotriva lui Ghimpu ca președinte, a lui Dorin Chirtoa ca primar general a Capitalei, a colegilor mei, dar împotriva Partidului Liberal care promovează adevărul istoric. Și de 1000 de ori mai sincer și cu adevărat care pledează pentru cursul european. Faci o analiză și vedeți cum au stat lucrurile în Republica Moldova când eram noi în alianță și cum merg lucrurile acum când noi suntem la guvernare. Suntem în afara actului guvernării. Se fura bani și aeroporturi când eram noi? Se vota buget cu furt indirect prin ONG-uri, prin schimbări de cifre din 12 prin 25? Bănci, aeroporturi? Nu. Deci două motive. Unul politic de a distruge Partidul Liberal, promovează adevărul istoric, și doi, că nu acceptă să fie furați banii publici de către cei care sunt la guvernare. Stimați foști colegi de alianță, domnilor președinți de partide parlamentare, degeaba nu o să vă reușească și o să o convingeți la alegeri. Mai bine gândiți-vă cum să menținem guvernarea democratică, pentru că numai așa putem să avem, să-i dăm curs mai departe integrării europene în Republicii Moldova. Și mulțumiți lui Dumnezeu că a votat pentru Partidul Liberal 200.000 de cetățeni, că datorită lor sunteți azi la guvernare și în calitate ați fost de prim-ministri, președinți și cei care sunteți azi în funcție. Și preocuparea trebuie să fie o guvernare corectă, cinstită, fără hoței, așa încât să nu aduceți la putere Partidul Comuniștilor. Luptând împotriva Partidului Liberal, înseamnă că pledați pentru readucere la guvernarea Partidului Comuniștilor. Și atunci, noi nu avem cine teme. Dar voi, care cu bani, cu bănci, cu aeroporturi, trebuie să răspundeți. Și mă tem că nu o să salvez nici avioane pe care le vedeți. În numele alegătorilor care au votat pentru Partidul Liberal, poate vorbi doar fracțiunea Partidului Liberal, fiindcă Partidul Liberal a fost concurent electoral. Și așa vei și mai departe. Poți să pleci, să iasă din fracțiune, să duc în alte fracțiuni, dar nimeni nu poate anula fracțiunea Partidului Liberal, fiindcă fracțiunea s-a format în baza votului cetățenilor. Și în conformitate cu articolul 4 al regulamentului și articolul 41 al Constituției. Și mai sunt altele articole. Reșind din situația în care ne aflăm, de abuzul făcut de către domnul Corman ca președintele Parlamentului, abuzul sau politica ascunsă a coaliției, noi am pregătit o sesizare la Curtea Constituțională. Și dacă observați, suntem puși în situație aproape în fiecare zi să ne adresăm la Curtea Constituțională. Și nu pentru PR politic, dar faptul că ne dă câștig de cauză. Curtea Constituțională demonstrează că noi cu adevărat suntem împotriva corupției care are loc în Republica Moldova, furtului banului public, abuzului și ultima sesizare împotriva Raiderului. Fiindcă de la Raider, de la Bănci, de la SRL-ul am ajuns
la rider voturilor cetățenilor. Voturilor cetățenilor. Asta înseamnă rider. Nu l-a putut obține prin vot. Nu l-a putut obține prin vot și nu s-o obțină. Diferența între noi și este foarte mare. Și niciodată cei care au trădat Partidul Liberal și cred că prin PLR, fărând fracțiunea, vor câștiga în fața legătorului. Trădătorii au loc, au câștig de cauză, alături cu cetățenii corect cinstiți, doar la cimitir. Într-un col stau. Și acolo încă la margine. Iată de ce noi considerăm că domnul Corman, coaliția, deputații din coaliție, încalcă alt articol al Constituției care spune că statul 48. Articolul 41 alineatul 3. 41 alineatul 3. 3. Nu. 41 alineatul 3 care spune că statul protejează. Nu-i de asta, nu-i. Da, asta era 4. Care prevede statul asigură respectarea drepturilor și interesul legitime ale partidelor și altor organizații sociale politice. Dar în cazul dat, statul este reprezentat de președintele Republicii, președintele Parlamentului și de către prim-ministru, guvern și corpul legislativ deputați. Păi cum în cazul dat să înțelegem noi acțiunile lor? Iarăși, încălcând Constituția. Cu asta închei și în zadar. Mulțumesc, da, doamna Fosu, vă rog. Denumi acțiunile care se întâmplă în ultimul timp împotriva Partidului Liberal, lupta cu Partidul Liberal prin toate mijloacele administrative, ilegale și anticonstituționale. Partidul Liberal are un rol deosebit în ceea ce privește promovarea democrației în Republica Moldova și a cursului european în Republica Moldova. Memoria cred că este încă vie. Toată lumea ține minte anul 2007, când nimeni nu s-a așteptat venirea la putere a Partidului Liberal în persoana lui Dorin Chirtoacă la primăria municipiului Chișinău, ceea ce a însemnat o lovitură gravă dată Partidului Comuniștilor, care se arăta încă foarte puternic la acea vreme. Din această biruință a noastră au profitat, bineînțeles, și alți tineri politicieni care făceau parte din alte partide de stânga să încerce și ei, da, să atragă prin promisiuni populiste cetățenii pentru idei de schimbare, de bine și de Europa. Și astfel, pe spinarea Partidului Liberal au mai apărut și alte partide care conțineau în denumire noțiunea de liberal. Au venit în municipiul Chișinău, au venit mai apoi în Parlamentul Republicii Moldova, tot din noblețea Partidului Liberal, pentru că ne-am zis noi, cetățenilor le spuneam, în multiplele alegeri pe care le-am avut, pentru că Partidul Liberal și-a reconfirmat ideile, valorile pe care le-a promovat, participând în alegeri locale și 3 alegeri parlamentare. Deci nu am venit pe gratis în Parlament. Și atunci când am participat în alegeri în 2009 și în 2010, ziceam, votați oricare partid de orientare democratică, numai nu votați comuniștii. Și astfel i-am adus la putere pe ceilalți. Pentru că partidele mari, așa cum este Partidul Liberal, se conduc de idei și de valori și le promovează. Iar partidele mici, nu mă refer numeric, promovează interesele personale înguste și de grup. Sunt niște partide agresive care vorbesc mult, dar rezultate sunt puține. Iată de ce Partidul Liberal este ținta nu doar a dușmanilor europenismului și adevărului național, mă refer la Federația Rusă, dar Partidul Liberal este și ținta pentru celelalte partide de pe palierul politic din Republica Moldova, pentru că este prea vizibilă diferența dintr-un partid sincer care
activează în numele cetățenilor și partidele care activează mai mult în interes personal. Aceste metode administrative, dacă eu sunt șeful, eu am dreptate, așa cum a procedat domnul Corman, aceste metode anticonstituționale pur și simplu încalcă în picioare Constituția și sistemul partidist din Republica Moldova, care s-a constituit cu greu timp de 20 și puțin de ani și încă nu este foarte stabil. Deci lupta cu partidele care au venit pe arenă, care au intrat în Parlament prin muncă, convingând alegători, deci distrugerea acestui sistem, nu înseamnă altceva decât dorința de a controla totul și domnul președinte a spus, asta se numește un regim autoritar. Este un atac rider. S-a văzut că merge cu băncile, hai să încercăm și cu partidele. Și sunt acțiuni antidemocratice și anti-europene, pentru că lupta între partide înseamnă luptă de idei, înseamnă a convinge cetățeanul, este o dorință și o acțiune absolut legitimă a fiecărui partid de a participa în alegeri și de a cuceri puterea, dar trebuie să ți-o cucerești convingând alegătorii. Considerăm că cetățenii noștri își dau foarte bine seama ce reprezintă aceste tentative ale foștilor noștri de a ne fura imaginea. Asta nu înseamnă altceva decât uzurpare, nu înseamnă altceva decât parazitare, nu înseamnă altceva decât minciună crasă față de alegători. Noi nu vom permite lucrul acesta, întotdeauna vom face lumină asupra acțiunilor incorrecte și ilegale, pentru că dorim cu adevărat să ne integrăm în Uniunea Europeană, unde asemenea acțiuni nu ar fi fost posibile. Și vom, în afară de sesizarea pe care o vom adresa zilele acestea sau chiar astăzi la Curtea Constituțională pentru interpretarea articolului 41, dar și 38, vom adresa și o scrisoare către toate instituțiile europene. Avem în vedere Consiliul Europei și structurile Uniunii Europene, Comisiei de la Veneția, dar și tuturor ambasadorilor statelor membre ale Uniunii Europene acreditate la Chișinău, pentru că Europa, dacă dorește... În vederea ce? În vederea unde mers, în vederea faptului că în Republica Moldova se încalcă pluripartidismul, se încalcă democrația și Constituția în ceea ce privește concurența liberă, loială și corectă între partide, care se manifestă în lupta în alegeri atunci când știi să convingi cetățeanul și cetățeanul îți încredințează ție partidului puterea asupra acestui fapt. Pentru că am spus mai sus, să lovești în democrație și în partidele care și-au câștigat corect locul în Parlament este încălcare gravă a democrației și a statului de drept. Mulțumesc. Dacă o să permiteți, esența sesizării Partidului Liberal rezidă în interpretarea articolului 41. Facem până ca în Parlament să punem microfoane aici, două în plus, ca să... Sub masă? Apropo, după aia m-am dus și m-am uitat la noi dacă nu erau sub masă, pe la nivelul picioarelor. Nu a trebuit spus și nu erau. Mai ascuns, așa. Esența sesizării pe care o depunem astăzi la Curtea Constituțională rezidă în interpretarea articolului 41 din Constituție prin coroborare cu alte articole din Constituție, din Actul Suprem, și adresăm Curții Constituționale următoarele întrebări. Dacă poate fi schimbată configurația Parlamentului prin apariția de noi fracțiuni și dacă pot fi schimbate denumirile fracțiunilor cu denumirile ale unor partide care au acces în Parlament cu denumirea unor partide care nu au acces în Parlament, nu au participat la alegeri sau în general nu au existând, violând astfel din punctul nostru de vedere voința cetățenilor. Ori atunci când cetățenii au votat în 28 noiembrie 2010, ei au spus că
trimit în Parlament patru partide care au creat patru fracțiuni. Desigur, deputatul în situația în care nu se mai poate regăsi într-o fracțiune, are două opțiuni. O opțiune iese din fracțiune și rămâne independent pe tot parcursul legislaturii, iese din fracțiune, stă 6 luni pe tușă și după aia aderă la altă fracțiune și avem și o situație și alta realizate în această legislatură, dar nu este posibil să fie create alte fracțiuni care nu ar reprezenta voința alegătorilor. Pentru că este un parazitism, este o eludare a voinței. Închipuiți-vă că un partid politic de la 90 încoace niciodată nu ar ajunge în Parlament pe cale directă, dar de fiecare dată o să găsească 4, 5 sau 6 fugari care, iată, noi am avut săptămâna trecută, vinerea trecută, declarații de la unii colegi care spuneau din Parlament că sunt acum, o să umblă pe lângă ei ca să creeze o fracțiune. Și un deputat foarte sincer, Valentina Stratan, foarte clar a spus probabil îți propune bani. Asta fiind motivul principal sau mobilul principal pentru care pleacă oamenii din anumite fracțiuni. Și s-ar găsi un partid care de fiecare dată nu poate să găsească voturi la cetățeni și ar găsi 5-6 deputați pe care i-ar cumpăra și ar avea de fiecare dată fracțiuni. Nu! Sunt absolut sigur că cei care au adoptat Constituția, părinții Constituției, au gândit altfel. Poți să fii în Parlament, poți să ai partid parlamentar și respectiv fracțiune doar dacă cetățenii ți-au încredințat. În situația în care nu îți place, înseamnă că nu înțelegi democrația și va trebui să mergi în fața cetățenilor și dacă cetățenii îți vor confirma. Din păcate avem acum o situație foarte delicată. Eu sunt absolut sigur că cei care încearcă să uzurpeze puterea în fracțiunea Partidului Liberalilor niciodată, dar absolut niciodată pe propria lor personalitate, nu vor obține încrederea cetățenilor pentru că sunt prefăcuți și pentru că încearcă să imite ceea ce nu sunt. Și pentru aceasta încearcă, cel puțin pe perioada asta, să uzurpeze și să culeagă fructele a celor care au votat Partidul Liberal. Această chestie, această sesizare a noastră este motivată de foarte multe prevederi constituționale, dar și de situații de fapt. Închipuiți-vă că noi am fost votat Partidul Liberal în 28 noiembrie 2010, iar la Comisia Electorală Centrală ne-a fost validate mandatele noastre, 12 deputați și inclusiv lista de candidați supleanți. Închipuiți-vă că astăzi devine vacant un mandat pe lista Partidului Liberal, respectiv va trebui Comisia Electorală Centrală să valideze un alt deputat și respectiv deputatul va fi validat pe lista Partidului Liberal, pentru că asta este înregistrată la Comisia Electorală Centrală. Mai mult decât atât, același mandat va trebui să fie confirmat de către Curtea Constituțională. Și o instituție și alta vor autoriza candidații de pe lista Partidului Liberal. Ceea ce înseamnă pe lista, evident, pe lista fracțiunii Partidului Liberal. Omul ajunge în Parlament și conform înțelegerilor și angajamentelor pe care le-am avut în campanie, vine să promoveze programul Partidului Liberal. Și când ajunge în Parlament, de fapt, el se trezește în altă fracțiune, iar cetățeanul care l-a votat nu va înțelege acest lucru. Este, desigur, ilară o astfel de situație și demonstrează înțelegerea rudimentară a Constituției. Spuneam și cu alte ocazii, sunt departe de gândul că cei din coaliție înțeleg altfel decât noi Constituția. Ei înțeleg perfect, dar din imperative politice o folosesc anapoda. Pentru că spunea și domnul Ghimpu și doamna Fusu și o să insist încă o dată. Noi acceptăm o luptă politică corectă, cinstită, bazată pe idei, bazată pe greșelile lor sau pe greșelile noastre, eventual. Dar nu poți să te lupți cu un partid, cu un concurent electoral, folosind instrumente administrative. Ori această izolare și această luptă cu Partidul Liberal se duce eminamente doar pe căi administrative. Ei nu găsesc argumente de natură politică și folosesc aceste instrumente administrative. Și o să vă duc un exemplu. Voi să verificați în arhiva pe care o aveți la instituțiile voastre și o să vedeți, cel puțin noi am găsit cel puțin 3-4 exemple, atunci când noi eram în coaliție,
președintele PLDM și președintele fracțiunii PLDM au declarat de câteva ori că în viziunea lor, alianța de atunci a IE2 are un partid în interior care îi face opoziție. Da, este adevărat, noi atunci făceam o mare opoziție în interior, dar opoziția era împotriva minciunii, împotriva fără de legilor, împotriva abuzurilor. Ori comportamentul nostru și conduita și linia de mesaj nu s-a schimbat nici când eram partid extraparlamentar, nici când am făcut parte din două structuri politice de guvernare și nici acum când suntem în afara guvernării. Am avut exact aceleași idei, am avut exact același comportament, am avut exact aceeași doctrină și ne ținem de ea. Am fost incomozi pentru ei, ne-au scos în afara guvernării și acum când văd că noi nu renunțăm la cei pentru ce ne-am mandatat cetățenii, încearcă să ne distrugă din punct de vedere administrativ, ceea ce este un lucru nu grav, ci foarte grav și foarte periculos pentru democrația din Republica Moldova. Sperăm foarte mult ca Curtea Constituțională să dea curs cât mai repede acestei sesizări, creând un precedent nu doar pentru Partidul Liberal, nu doar pentru fracțiunea Partidului Liberal, ci pentru cetățeni, pentru democrația din Republica Moldova, pentru ca cei care se avântă în aventuri politice să înțeleagă foarte exact că unica cale ca să fie reprezentați în Parlament este votul cetățenilor. Dacă nu au obținut acest lucru și nu au obținut un număr suficient de voturi, să se vadă în altă parte, în alt domeniu. Ori aceasta este unica cale democratică de a reprezenta cetățenii. Mulțumesc. Cum a zis doamna Stratan, că e vorba de bani acum? Sau da, domnule, a fost foarte sincer, că cei care au sunat-o au spus că tot o să fie bine, mergeți pentru... Un plăbitor la bani, cumpărăm, da, cum a zis? Presupune, presupune că este vorba despre bani, că ăsta este mobilul care scoate. Dar atunci, haideți să răsfoim filele istoriei. Înseamnă că cei șapte, cei îți vorbește, tot cu bani au fost cumpărați. Și atunci ne întrebăm, dar ce atunci au tăcut democrații deputați și deputații pe de mie? Ha? De ce? Acțiunile lor, nu, mai bine zis, să-i aduci în Parlament, pe unii, pe alții să-i aduci la guvernare și după aia să lupte împotriva celui care i-a ridicat sus, e egal sau poate fi comparat cu faptul cu acțiunea unui copil care luptă împotriva mamei care i-a dat viață. Deci unde am ajuns noi? Iată de ce n-am tolerat, nici fiind în cadrul AE1 și AE2, acțiunile banditeștele lor, cu riderele, contrabanda, cu toate bănci și economii, avioane, aeroporturi, și nici acum în afara actului guvernării. Și tocmai asta și ne încurajează pe noi și descurajează pe ei. Că ei știu că politica noastră este foarte corectă și este apreciată de cetățeni. Riscul vieții lor vine nu din partea Partidului Liberal, dar din partea lor, în ceea ce fac ei, zi de zi, toarnă apă la copacul comunișilor. Și chiar mă întreb câteodată, oare chiar ei nu înțeleg lucrul ăsta? Că nu o să mai fie cum a fost în 2009-2010. Noi am luptat cu comuniștii, dar ei au venit și au cules mântenă. Da? Noi suntem partid în afara actului guvernării. Nu în opoziție, că majoritatea noi susținem programul european, integrare europeană, suntem împotriva doar abuzurilor, furturilor, privatizărilor, hoțiilor, ceea ce se întâmplă la vamă, la fisc, ilegal și peste tot. Dacă așa vă place, continuați. Cei care nu înțelegeți pentru ce vă aflați în scaunul puterii și cum trebuie să vă comportați atunci când reprezentați statul și puterea.
Mulțumim. Întrebări, vă rog. Astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, PLR susține că 90 de primari din cei 100 din PLR au aderat la PLR. Este adevărat sau nu? E adevărat că și eu, președinte Partidului Liberal, fac parte din fracțiunea PLR, cum a spus Cader. Nu? Ați auzit ce a răspuns el? Formal, da, și Ghimb faci parte din fracțiunea PLR. Ați auzit de asta? Este o aberație. Este o aberație. Eu vreau, dumneavoastră, presa, să urmăriți viața politică. Vă amintiți? Îi spuneau cu majoritatea președinților de filială sunt la dânși. Am avut o întrunire unde a fost prezent cu președinții de filiale, organizațiilor din teritoriu. Și am dat-o public. Și acum a răsfoit și vedeți pe paginile PLR-ului este întrunirea cu președinții. Am avut câteva consilii republicane unde sunt prezenți președinții organizațiilor din teritoriu. Am avut întrunire cu primarii Partidului Liberal. Sănuț, care au mers pe listă. La fel se vede cu cine sunt primarii. Adică am mai spus încă o dată, mai devreme, că și toți consilierii raionale sunt la dânsul. Hădăr că de unul mai știe și spune și el în nu cunoaște, se întâmplă nu numai în partidul care e președinte, dar nici în politic și în coaliție. Manipularea aceasta nu mai merge. 90 dintr-o sută. De nici nu știe că s-are partidul. Tare mi-e rușine că un poet, un scriitor devenit academician s-a cubrit la acest nivel. Atât pot. Este adevărat, Partidul Liberal după alegerile din 2011, cel puțin 101 primari au trecut, au obținut mandate pe listele noastre, iar proporția... 99 pe urmă am avut și independență, da. Proporția poate fi inversă. Dacă din 110 s-au rătăcit accidental, noi să iertăm și o să-i primim înapoi, s-au rătăcit și au mers, dar în rest... Noi putem să demonstrăm chestia asta și să dejucăm, putem să vădăm telefoanele, eu am spus 90, eu acum în memorie cât a spus dumneavoastră, am tabloul la cel puțin 20 de primari care eu comunic mai des, care sunt la noi. Este o prostie și este așa niște acțiuni din asta disperate. Eu demonstrez în 5 minute chestia asta, dacă doriți, după conferință. Nu. Alte întrebări? Ce rămâne... Unii broaște dacă nu mai este apă în iaz. Ce face broască dacă nu are apă? Ce fac corcănii, cum spun? Ce fac broaștele? Ați întâlnit la început la originea și istoria partidului și există o mare neclaritate, chiar și pe declarația noastră. Este Partidul Liberal sau rămâne un partid dumneavoastră sau nu? Dragul meu, pentru... dumneavoastră, în mod special și prin toți ceilalți, vă rog citiți statutul partidului și programul, care a fost adoptat la Congres și este înregistrat la Ministerul Justiției. Domnul președinte, dacă să ne reantași matematica conferinței de presă, principalul argument atât a conduce Parlamentul la direcție juridice este că în statutul fracțiunii PL există această posibilitate de a schimba denumirea. Și ei zic că nu s-a schimbat. S-a schimbat eu știu. Stați o clipă. Nu vă grăbiți. În primul rând, timp de începând cu 2009 până acum, fracțiunea noastră nu a avut niciun regulament adoptat. Sau regulament în care era prevăzut schimbarea denumirii. Asta au făcut-o ei acum, crezând că asta le-i salvarea. Jocurile nu pot fi, regulile nu pot fi schimbate. Doi. În articolul 41 a regulamentului e scris când pot în articolul 4 să fi constituit. Când pot să nu existe fracțiunile. Clar e stipulat. Numai în cazul n-am luat regulamentul. Sunt mai puțin de 5 deputați. Mai puțin de 5 deputați și nu în cazul schimbării. Deci, înseamnă regulamentul nu admite schimbarea denumirii. Schimbarea denumirii poate să aibă loc numai în cazul în care concurentul electoral își schimbă denumirea partidului prin Congres. Și autorizată de Ministerul Justiției. Numai așa, adică noi, PL, de exemplu, schimbăm denumirea în Partidul Liberal,
creștin, creștin liberal. Iată așa venim în Parlament, după Congres, cu înregistrarea Ministerului Justiției a statutului și anunțăm că de azi înainte fracțiunea se numește datorită hotărârii Congresului confirmată de Ministerul Justiției numește fracțiunea Partidului Creștin Liberal sau Liberal Creștin. Și atât. Fiindcă totul este legat de apariția formării fracțiunii, este, formarea fracțiunii, totul este legat de concurent electoral. Și apropo, noi cerem și declararea neconstituțională a prevederii exclusă prin modificare în 2010 prin care a fost scoasă sintagma pentru păstrarea configurației politice. Deci nu poate nimeni lua nicio decizie dacă se încalcă configurația pe care a dat-o alegător. Asta e important. Ce a spus Creangă? L-au impus. Ion Creangă. O poveste. Ion Creangă, cunoscut, măcar spunea ce, dar ăsta în genie, sunt niște prostii. Aiuriel, el știe foarte bine ca jurist că n-are drept să spună lucrul ăsta. Au cătat, fiindcă cum? Cum să își argumenteze schimbarea? Eu mă tem că mâine, păi mâine putem prezic că ei vor lua o decizie și ne-o schimba și numirea partidului. Nu, asta numi partidul gădășilor și bodrujilor, înțelegi? Pot că e înregistrat la minister. Nu. Da. Corina. Partidul gădășilor și bodrujilor și guțurilor. Guțurilor. Guțurilor, oricum să mă mai exprim. Guțurilor. Nu vă place ce zic? Uitați așa, să-i luați la mine. Eu serios? Eu glumesc acum. Alte întrebări. Dacă posibil să dați o statistică, că câte sesizări ați avut mai jumătate de an la Curtea Constituțională, poate chiar mai mult perioada penală și de când noi monitorizăm, controlăm. O să răspund acum, domnul Munteanu, eu vreau să vă spun două vorbi noi de aceasta. Că, posibil că apare și întrebare, că de ce când eram la guvernare nu sesizam. Dar acum sesizăm, așa? Asta e că cred că sensul întrebării dumneavoastră. Fiindcă noi când eram la guvernare, nu permiteam. Astfel din călcări. Acum, dacă nu suntem, nu prin vot putem schimba, doar prin sesizare la Curtea Constituțională. Iată care e. Este foarte adevărat, inclusiv putem să demonstrăm prin stenogramele Parlamentului că mare majoritate a sesizărilor pe care le-am scris au fost, sau încălcările au fost sesizate la momentul adoptării legilor în lectura a întâia sau a doua. Așa am spus de fiecare dată că din punctul nostru de vedere legile sunt neconstituționale, dar s-a mers peste părerea noastră și coaliția, având probabil anumite angajamente, a adoptat aceste legi neconstituționale. Vine greu să vă spun că sunt 15 sau aceasta este a 16 și din câte am rezultatele, niciuna nu a fost pierdută. Marea majoritate sau majoritatea lor au fost cu rezultat pozitiv. Și apropo, atât de mult se greșește în ultimul timp încât mai avem și alte sesizări și importanța lor nu este doar de moment și doar de unică folosință. Prin sesizările pe care le facem am cerut interpretarea a multor articole din Constituție, inclusiv articolul 73 cu inițiativa legislativă, articolul 131 cu angajamentul guvernului, acum cerem articolului 41 și aceste hotărâri ale Curții Constituționale, apropo, foarte pertinente, vor deveni ca sanctuare, da? vor deveni ca refiere și nu vor mai permite derapajele pe care se fac la noi în Republica. Cam câte? Mai sunt întrebări? Dacă nu sunt, vă mulțumim și vreau să vă spun că cei care luptă împotriva adevărului n-au nicio șansă. Cei care promovează minciuna, de sabia minciunii mor. Adevărul este viața de pământ și în baza adevărului trăiești cetățenii. O zi bună, promovați adevărul, scoateți la iveală mincinoșii.